Hei, bună tuturor, eu sunt Andra Gogan și acesta este un nou episod din vlog, așa că să începem! Zilele trecute am fost la YouMeet 2017 și a fost o experiență foarte frumoasă. În primul rând că m-am reîntâlnit cu colegii mei vlogger pe care nu-i mai văzusem de foarte mult timp și în al doilea rând că v-am cunoscut pe voi, cei care ați venit la eveniment. Așa că haideți să vedeți și voi cum a început acea zi. Și am ajuns aici, sunt cu toți vloggerii, mă rog, nu cred că au ajuns încă toți, dar am primit chestia asta care mi se pare foarte, foarte drăguță, mereu mi-am dorit o chestie de asta. Și mai este, cred că, vreo jumătate de oră până când vor veni toți copilașii, așa, să ne vadă, să facem poze cu ei, de-abia aștept să ne întâlnim cu ei. Acolo m-am întâlnit cu Shelly, cu Anca, cu frații Munteanu, cu Max, White Coffee, Vasco, Magda, Exploit și mulți alți vloggeri foarte de treabă. Hei, suntem aici la YouMeet. Deja a venit prima serie de copilași, încă nu s-a terminat. Hai să-l vedem pe Shelly. Hei, Shelly, ce faci? Am făcut YouTuber Impressions și te-am imitat. Da, și eu și Anca, da. Nu m-am uitat la ăla. O să mă uit, uitați-vă și voi. O să te mai imit o dată. Bună, eu sunt Andra. Piro. Ok. Shelly e un drăguț. Da, hai să ne ducem înapoi la măsuța noastră. Pupi și Răzvan cu mine aici, frate meu. Este un drăguț. A dat și el câteva autografe. Ok, hai să ne întoarcem. Aici e Max care face poze cu fanii lui. Și lume. Și ne ducem înapoi la măsuța noastră. Hei! Frumoasă! Frățiorule. Bine, hei. Am făcut o mică pauză. Pauză, pur și simplu stăm, că acum sunt multenii care ne-au atras toată atenția. Toată lumea e la ei. Când am făcut o mică pauză, am plecat cu Anca să ne plimbăm prin hotel. Ok, suntem prin hotel, sunt aici cu Anca. Ce faci, Anca? Vei sucule? Aștept plicul. Mergem cu mine. Ia! Wow. A fost prima serie de copilași care au venit la YouMeet. Și a mers chiar foarte fain. Foarte mișto a fost. Și urmează 2 și 3 până la 9 seara. Ok, suntem la cea de-a doua serie a copiilor de la YouMeet. A copiilor de la YouMeet. Și este foarte tare. Bună, bună! Hai să trecem pe la fiecare așa un pic. Să vedem ce face lumea pe aici. Aici sunt niște karatiști interesanți. Ia să vedem. Da, sigur, bună, uite că toți ziceați voi că mă urmăresc doar copii mici. Uite, am și persoane care mă apreciază mai mare. Ok, deci Shelly și Conrad o să facă repede ăla de pe aici, weekend de pe YouTube, așa că hai să-i vedem. Să-i
place super mult battle-ul ăsta de rap dintre Vlad și Shelly. După ce s-a terminat și cea de-a treia serie, toți vloggerii au pornit către camera lor de hotel. Cum eu nu eram cazată pentru că eram din București, am decis să rămân la fete în cameră să dorm peste noapte. Bacea, Anca! Bine, uite, tocmai terminat de filmat. Îmi pare bine că am rămas peste noapte aici la hotel. Da, și îmi pare bine. Așa, după și așa ne vedem și noi din anul Paște. Da. Dumnezeu. Ce faci, White Coffee? Mergeam și la Superstyle. E foarte tare. Tu ești tare. Tu ești tare. Deci pe plac, el nu merge. Deja are prea mult. Da. Vlad este un rapper foarte bun. Atunci n-o să te pun să ne cânti ceva, știu că nu vrei. Sunt la mine în cameră și mi-aduc cablu. Tu ne cânti ceva, hai. Ce? Nu știu, ce vrei tu? Ia-ți ciorul. A fost foarte distractiv și chiar ne-am simțit bine, dar de fapt nu prea am dormit deloc. Am stat toți vlogorii într-o singură cameră și am dansat, am alergat sau ne-am răstogolit pe holurile hotelului. Deci a fost super distractiv, chiar m-am simțit bine alături de toți. Dar sunt sigură că ne vom întâlni și cu alte ocazii. Iar acum vreau să vă arăt și vouă câteva lucruri drăguțe pe care le-am primit de la voi, cei care ați fost la You Meet. M-am bucurat tare mult să văd că v-ați gândit la mine. Ok, și începem cu prima felicitare. Hei, Andra, numele meu este Raluca și te admir foarte mult, aș vrea să scal pe urme, sunt cea mai mare fan a ta și cel mai minunat lucru din viața mea ar fi să apară într-un episod din vlogul tău. Păi, cine știe, poate cândva ne vom reîntâlni și poate o să facem o colaborare drăguță împreună. Ok, trecem mai departe cu altă felicitare foarte frumoasă. Foarte drăguță, vă mulțumesc mult! Draga Andra, sunt așa fericită că am avut șansa de a te întâlni la You Meet. Te urmăresc cu mult înainte de a avea suma de 100.000 de abonați. Ce drăguț, îmi pare bine. Ești foarte frumoasă, deșteaptă și talentată. Continuă cu acest canal, fiindcă îți garantez că vei avea mult mai mulți abonați pe viitor. Ce frumos! Îți apreciez foarte mult munca pe care o depui pentru editarea și crearea filmulețelor la care ai succes, dar mai ales la munca din spatele serialului How to Become Popular at High School. Așa este, muncesc destul de mult, dar este foarte distractiv și dacă vouă vă place, mă bucură foarte mult asta. Cu mare drag, Maria Toma! Mulțumesc, Maria! Ești o drăguță! Și trecem mai departe. Uite, am primit aici niște brățelele foarte drăgălașe de la Cătă! Mulțumesc, Cătă! Sunt foarte frumoase! Și îți promit că o să le port într-un episod din vlog. Și trecem mai departe cu o altă felicitare drăguță. Hai să vedem ce scrie aici. Hei, Andra! Prima oară când ne-am văzut în realitate a fost la You Meet anul trecut. A fost frumos și sper că n-ai uitat de colaborarea promisă. Ok! Cu drag, Puca! Mulțumesc! Ce drăguț! Ok, trecem mai departe cu o felicitare foarte drăgălașă. Scrie hashtag Disney is awesome. Așa este. Ok, mamă, e un plic așa mai complicat de respectiv. Ce drăguț! Pe bune, mulțumesc că v-ați gândit și la mine și ați făcut aceste desene drăguțe, wow! Ia uitați! Ce frumos! Jam and Roller! Ah, de la Soiduna! Foarte tare, bravo! Foarte frumos desenez! Și ăsta e tot de la Soiduna. Skates. Whip Rocky Skates. Foarte frumos! Chiar ai talent! Ia să vedem, aici este... Ce drăguț! Urechiușe de mini! Hei, Andra, vreau să spun că ești cea mai tare dansatoare și îți mulțumesc că mi-ai dat Best Fan Forever pe Musical.ly. Cu drag, Matei Ana, cred că scrie. Sper că n-am zis greșit. Oricum, foarte frumos și ai super mult talent. Felicitări și mulțumesc mult de tot! Și am mai primit de la cineva un maimuțăi foarte drăgolaș, de la Sarina, cred că o cheamă, a scris aici. Este foarte drăguț și îmi place foarte mult. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce mi-ați dat și vă mulțumesc pentru toate comentariile frumoase pe care mi le lăsați pe diferite postări de pe Facebook și vă aștept și pe contul meu de Instagram, pe care îl aveți aici. Acolo sunt foarte activă și postez super des. Așa că vă aștept cu mare drag să-mi dați un follow. Iar dacă v-a plăcut acest episod din vlog, nu uitați să-mi dați un like, un share pe Facebook și subscribe la canalul meu de YouTube. Iar eu vă pup și ne vedem și data viitoare!